Bolnav, fără adăpost și familie. La aceste cuvinte se rezumă viața lui Alexandru Ursa, un bărbat în vârstă de 36 de ani din Alba Iulia, diagnosticat în anul 2013 cu tumoare la vezica urinară. Drama bărbatului a început în urmă cu 10 ani, când, rămas fără locuință, acesta a fost nevoit să înfrunte frigul, sărăcia și să doarmă pe străzi. Așa s-a îmbolnăvit de cancer la vezica urinară. Am avut o răceală puternică la rinic, fără să știu să-mi dau seama, mi s-a întâmplat să fac un cancer la rinic. Când vi s-a pus diagnosticul? În 13 martie, anul trecut. Și am fost la spital, am fost operat de doamna doctor Covaș, care țin să-i mulțumesc și ei și domnul doctorul Căliman, pentru că sprijinul pe care mi-l acordă. Aș dori să-i mulțumesc filantropiei, pentru că mă ajută cu câte o masă, unde pot să fac o baie și pot să îmi spăl niște hăinuță. Și în rest am o pensie de 2 milioane, nu am pe nimeni, în afară de omul ăsta respectiv, care e un om cu suflet mare și și-a făcut milă de mine și m-a primit în curtea lui, fără ca să pretindă vreun leu. Nu sunteți căsătorit? Nu sunt căsătorit, din păcate, și este mai bine, că nu știu ce mă va aștepta. Aș dori să apelez la oameni, sufletul mare. Cei care doresc și au suflet mare să îmi salveze, apelând prin mila lor, îmi salvează viața cu un bănuț, pentru că trebuie să plătesc aceste analize ca să pot să fiu operat la Cluj, ca să mi se scoată vezica urinară împreună cu tumoarea, ca să mi se pună o pungă, că altfel cancerul pe care eu îl am mi se împrăștie și va deveni o din asta, cum să vă spun eu, va deveni de nu se mai poate face nicio intervenție. Și banii pentru această operație îi aveți? Banii pentru această operație îi suportă casa de asigurări. În continuare îi suportă, dar pentru tratament, pentru analizele respective, nu le suportă casa de asigurări. Iar în toată ziua luând morfină, iau 14 pastile de morfină pe zi, închipuiți-vă ce durere am, și trebuie să stau pe drum să cerșez de la mila cetățenilor câte un leu, până adun 12 lei, ca să pot să-mi cumpăr o cutie de piafen, că dacă nu am piafenul necesar lângă morfina nu își face efectul. Și atunci durerea e extraordinar de mare. De atâtea ori puteți să vă interesați, am fost la urgență și nu are ce să-mi dea. Deci, au spus, casa de asigurări de sănătate îmi decontează această morfină, care este 23 de lei pe lună, care aș putea lua eu din pensie. Ori 3.600.000 trebuie să dau lunar pe medicamente. Dacă n-ar fi acest om, eu nu știu prin ce cămin existam și prin ce efectiv muream. Chiar prin intermediul dumneavoastră țin să-i mulțumesc extraordinar de mult la acest om pe care m-a primit în casa lui. Acum Alexandru supraviețuiește din mila unui om care asigură un pat și o masă caldă. Pentru a învinge boala însă, el trebuie să treacă printr-o operație la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca. Dar nu de intervenția chirurgicală se teme bărbatul, ci de faptul că nu poate strânge banii necesari analizelor. Și aș ruga pe oamenii cu suflet mare care poate să mă ajute cu un bănuț, că ajutându-mă cu acel bănuț îmi salvează viața. Ca să pot să mai trăiesc eu câțiva, adică chiar dacă sunt al nimănui și sunt singur pe acest pământ, încă mai doresc să mai trăiesc, am o vârstă tânără de 36 de ani. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere pe care dumneavoastră mi-ați acordat-o și aș dori, dacă puteți, să faceți un apel către oameni să mă poată ajuta cu o hăinuță. Primesc că pe unde am fost până m-a găsit omul ăsta pe străzi, mi-a rămas aruncate și mai așa m-a capul meu. Cu o privire pe care suferința a reușit să o întristeze, Alexandru mărturisește totuși, cu o dorință aprinsă, cât de mult vrea să trăiască. Ce ați dori să mai realizați în această viață?
De ce v-ați mai dori să trăiți? Mi-aș dori să mai trăiesc, să pot să le spun și altora multe, că am avut ocazia să fiu pe multe locuri rele și grele și i-aș dori ca Bunul Dumnezeu să-mi ajute să mă fac bine, să pot să le explic și altora de ce înseamnă viața și să asculte de părinți și să fie cu minți și să învețe. Că să-și facă un rost pe lume, pentru că n-am avut posibilitățile astea de a avea părinți de mic. Dacă doriți să veniți în ajutorul lui Alexandru Ursa, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0371 020 000.